Capitolul 15. Principii și metode în afaceri. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă. Nu există nicio ramură legitimă a afacerilor pentru care Biblia să nu ofere o pregătire esențială. Principiile ei: hărnicia, cinstea, economia, cumpătarea și curăția. Sunt secretul adevăratului succes. Aceste principii, așa cum sunt descoperite în cartea Proverbele, constituie un tezaur de înțelepciune practică. Unde ar putea găsi comerciantul, artizanul sau directorul maxime mai bune pentru sine sau angajații săi, decât cele care se găsesc în aceste cuvinte ale înțeleptului? Dacă vezi pe un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Proverbele 22 cu 29: Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Proverbele 14 cu 23: Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. Proverbele 13 cu 4 Bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare se răcesc și ațipirea te face să porți zdremțe. Proverbele 23 cu 21 Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Proverbele 20 cu 19. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Proverbele 17 cu 27. Dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbele 20 cu 3. Nu intra pe cărarea celor răi, și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Proverbele 4 cu 14: Căci poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Proverbe 6 cu 28: Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Proverbele 13 cu 20: Cine își face mulți prieteni îi face spre nenorocirea lui. Proverbele 18: cu 24. Întreaga sferă a obligațiilor pe care le avem unul față de altul este descoperită de această afirmație a lui Hristos. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7 cu 12 Cât de mulți oameni au scăpat de eșec financiar și ruină plecând urechea la aceste avertizări, atât de des repetate și scoase în evidență în scripturi. Cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Proverbele 28 cu 20. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar cel ce strânge încetul cu încetul crește. Proverbe 13 cu 11. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte. Proverbele 21 cu 6: Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Proverbele 22 cu 7: cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău. Dar cine se teme să se pună chiezaș, este liniștit. Proverbele 11 cu 15: Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Proverbele 23, 10 și 11. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Proverbele 22 cu 16 Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Proverbele 26 cu 27 Acestea sunt principii de care ține bunăstarea societății și a asociațiilor laice și religioase deopotrivă. Aceste principii păstrează în siguranță proprietatea și viața. Pentru toate principiile și regulile care fac să fie posibile încrederea și cooperarea, lumea este datoare legii lui Dumnezeu, așa cum este dată în Cuvântul Său și cum se întrevede adesea în inimile oamenilor, chiar dacă într-o măsură destul de redusă, fiind aproape ștearsă. Psalmistul declară un lucru care este adevărat nu doar din punct de vedere religios. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Psalmii 119 cu 72 el afirmă un adevăr absolut și încă unul recunoscut în lumea afacerilor. Chiar și în această era a pasiunii după agonisire, când competiția este acerbă și metodele atât de lipsite de scrupule, încă se acceptă la scară largă faptul că, pentru un tânăr care își începe viața, integritatea, sârguința, cumpătarea, curăția și economia constituie un capital mai bun decât orice sumă de bani. Cu toate acestea, chiar și dintre cei care apreciază valoarea acestor calități și admit că Biblia este sursa lor, puțin sunt cei ce recunosc principiul de care depind ele. Ceea ce stă la temelia integrității în afaceri, și a adevăratului succes este recunoașterea faptului că Dumnezeu este proprietarul. Creatorul tuturor lucrurilor este adevăratul patron. Noi suntem administratorii săi. Tot ce avem reprezintă un bun pe care ni l-a încredințat pentru a-l folosi conform indicațiilor lui. Aceasta este obligația fiecărui om. Și are de-a face cu întreaga sferă a activității umane. Că o recunoaștem sau nu, suntem administratorii lui, deoarece Dumnezeu ne-a dat talente și capacități și ne-a așezat în această lume pentru a îndeplini lucrarea pe care El ne-a dat-o. Fiecărui om i s-a încredințat datoria lui. Marcu 13 cu 34 lucrarea pentru care sunt adaptate calitățile lui, lucrarea care va avea ca rezultat cel mai mare bine pentru el și semenii săi și care îi va aduce cea mai mare onoare lui Dumnezeu. Astfel, afacerea sau chemarea noastră este o parte din marele plan al lui Dumnezeu și cât timp se desfășoară după voia sa, el însuși răspunde de rezultate fiind împreună lucrător cu Dumnezeu, 1 Corinteni 3 cu 9, partea care ne revine nouă este să acceptăm cu credincioșie îndrumările sale. În acest fel, nu mai există loc pentru îngrijorare și neliniște. E nevoie de hărnicie, loialitate, grijă, economie și discreție. Fiecare calitate trebuie exercitată la capacitate maximă. Însă, noi trebuie să depindem nu de succesul eforturilor noastre, ci de promisiunea lui Dumnezeu. Cuvântul care i-a hrănit pe izraeliți în pustie, care l-a susținut pe ilie în timpul foametei, are aceeași putere și astăzi. Nu vă îngrijorați, dar, zicând ce vom mânca sau ce vom bea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, 31 la 33 Cel care le dă oamenilor puterea de a acumula avere, a legat și o obligație de acest dar. El cere o anumită parte din tot ce câștigăm. Zecimea este a Domnului. Orice zeciuală din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, din cirezi și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuală închinată Domnului. Leviticul 27 cu 30 la 32. Legământul pe care l-a făcut Iacov la Betel arată întinderea acestei obligații. Îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Geneza 28 cu 22 Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Maleah 3 cu 10 Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Nu se face niciun apel la recunoștință sau generozitate. Este o chestiune de cinste. Zecimea este a Domnului, iar El ne cere să-i dăm înapoi ce este al Său. Încolo, ce se cere de la isprafnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat Lui. 1 Corinteni 4 cu 2. Dacă cinstea este un principiu esențial al vieții de afaceri, nu ar trebui oare să ne recunoaștem obligația față de Dumnezeu, obligație care stă la baza tuturor celorlalte? Prin poziția pe care o avem ca ispravnici, avem de asemenea o obligație nu numai față de Dumnezeu, ci și față de oameni. Fiecare om este îndatorat infinite iubiri a răscumpărătorului pentru darurile vieții. Hrana, îmbrăcămintea și adăpostul, trupul, mintea și sufletul, toate sunt cumpărate cu sângele său. Iar prin obligația recunoștinței și a slujirii, astfel impuse, Hristos ne-a legat de semenii noștri. El ne îndeamnă slujiți-vă unii altora în dragoste. Galaten 5 cu 13 Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25 cu 40 Eu sunt dator, declara Pavel, și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Romani 1 cu 14 La fel suntem și noi. Prin prisma tuturor binecuvântărilor care au venit asupra noastră, într-o măsură mai mare decât asupra altora, avem o obligație față de orice om căruia îi putem face un bine. Aceste adevăruri se aplică și în viața particulară și în viața de afaceri. Bunurile de care dispunem nu sunt ale noastre și e periculos să uităm acest lucru. Suntem simpli isprafnici și de modul în care ne achităm de obligația pe care o avem față de Dumnezeu și față de oameni depind atât bunăstarea semenilor noștri cât și propriul destin în viața aceasta, dar și în cea care va veni. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Proverbe 11 cu 24 Aruncă-ți pâinea pe ape și, după multă vreme, o vei găsi iarăși. Eclesiastul 11 cu 1. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbele 11 cu 25. Nu te chinui să te îmbogățești. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Proverbele 23 4 și 5. Dați și vi se va da. Ba, încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6 cu 38. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Proverbele 3 cu 9 și 10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută. Maleach 3, 10 la 12. Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme. Pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. Abia veți trăira grâul și veți începe lesul viei. Iar culesul viei va ține până la asemănătură. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul. Leviticul 26 cu 3 la 6. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Isaia 1:17. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l la bunul plac al vrăjmașilor lui. Psalmi. 41 cu 1 și 2. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Proverbele 19 cu 17. Cel care face această investiție își asigură o comoară dublă. Pe lângă aceea pe care cu oricât de multă înțelepciune o va înmulți, va trebui să o părăsească în cele din urmă. El strânge o comoară pentru veșnicie, acea bogăție a caracterului care este cea mai valoroasă avere din cer sau de pe pământ. Procedeie cinstite în afaceri Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Psalmii 37 cu 18 și 19 Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, nu și a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, Psalmii 15, 2 și 4 Cel ce nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Isaia 33 cu 15 la 17 Dumnezeu ne-a oferit, în cuvântul său, o imagine a omului prosper, a cărui viață a fost, în sensul cel mai adevărat, un succes. Un om pe care atât Dumnezeu cât și oamenii au fost încântați să-l onoreze. Despre experiența sa, Iov însuși spune: Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu vegea ca un prieten peste cortul meu? când cel puternic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi, și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Iov, 29 cu 4 la 16. Străinul n-a rămas în drum peste noapte și ușa mea a fost întotdeauna deschisă călătorului. Iov 31 cu 32 Oamenii mă ascultau și așteptau și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri ca un mângâietor lângă niște întristați. Iov 29, 21 la 25 Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Proverbele 10 cu 22 Cu mine sunt bogăția și slava, declară înțelepciunea. Avuțiile trainice și dreptatea. Proverbele 8 cu 18. Biblia arată și rezultatul îndepărtării de principiile corecte, atât în raporturile noastre cu Dumnezeu, cât și în cele dintre noi. Celor cărora le-a încredințat darurile sale, dar care îi privesc cu indiferență cerințele, Dumnezeu le spune. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Hagai 1 cu 5 la 9. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Când veneau la teasc să scoată 50 de măsuri, nu erau în el decât 20. Hagai 2 cu 16. Pentru ce, zice Domnul Oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, Hagai 1 cu 9. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleah 3 cu 8 De aceea, cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Hagai 1 cu 10 Pentru că pe sărac îl călcați în picioare. Măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui. Măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Amos 5.11. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca. Fii tăi și fiicele tale vor fi dați ca robi pe mâna altui popor. Ți se vor topi ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere. Deuteronomul 28, 20 și 32 Ca o potârnicie care clocește niște ouă pe care nu le-au oatia, așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale și la urmă nu este decât un nebun. Ieremia 17, 11 contabilitatea fiecărei afaceri detaliile fiecărei tranzacții sunt revizuite de cenzori nevăzuți agenți ai aceluia care nu face niciodată compromis cu nedreptatea care nu trece niciodată cu vederea răul și care nu i diminuează niciodată gravitatea când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Eclesiastul 5 cu 8 Nu este nici întuneric, nici umbra morții unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Iov 34 cu 22 își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Psalmii 73, cu 9 la 11 Iată ce ai făcut și eu am tăcut ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Psalmii 50 cu 21 Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. Acesta este blestemul care este peste toată țara, căci, după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb vor fi nimiciți cu desăvârșire de aici. Îl trimit, zice domnul oștirilor, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei. Zaharia 5 cu 1 la 4 Legea lui Dumnezeu pronunță o sentință de condamnare asupra fiecărui om care face răul. E posibil ca el să ne socotească glasul acela, să caute să înnăbușe strigătul de avertizare, dar degeaba. Este urmărit de acest strigăt, care se face auzit și îi spulberă liniștea. Dacă nu îl ia în seamă, îl urmărește până în mormânt. Dă mărturie împotriva lui la judecată, ca un foc nestins îi mistuie în cele din urmă și sufletul și trupul. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Marcu 8, cu 36 și 37. Aceasta este întrebarea care trebuie să fie luată în considerare de fiecare părinte, educator sau elev, de fiecare om, tânăr sau vârstnic. Niciun proiect de afaceri sau plan de viață nu poate fi sănătos sau complet dacă are în vedere numai ani scurți ai vieții de acum și nu are soluții pentru viitorul fără sfârșit tinerii să fie învățați să includă și veșnicia în calculele lor să fie învățați să aleagă principiile și să caute valorile cu adevărat nepieritoare să-și strângă o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia Luca 12 cu 33 Să-și facă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci când vor muri, aceștia să-i primească în corturile veșnice. Luca 16 cu 9 Toți cei ce împlinesc lucrurile acestea au parte de cea mai bună pregătire pentru viața din lumea aceasta niciun om nu își poate strânge o comoară în cer fără să descopere că, prin aceasta, și viața de pe pământ îi se îmbogățește și îi se înnobilează. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 1 Timotei 4 cu